O învățătoare din Craiova obișnuia să-l certe în fiecare zi pe Nuțu, un elev neastâmpărat din ultima bancă. Îi atrăgea atenția că nu e bine să te porți urât, să înjuri sau să jignești pe ceilalți copii, chiar și pe învățătoare. Dar mai ales că e rău să nu înveți și să te obișnuiești cu notele cele mai mici din clasă. Dar Nuțu continua să alerge prin clasă, să deranjeze colegii și să fie, într-un cuvânt, o pacoste pentru învățătoarea lui. Când în sfârșit mama lui Nuțu a ajuns la școală, la ședința cu părinții, învățătoarea i-a spus în fața tuturor celorlalți părinți că Nuțu este cel mai neobrăzat, prost crescut, murdar și cel mai idiot copil pe care l-a văzut în întreaga ei carieră. Șocată să afle astfel de lucruri despre copilul ei, mama lui Nuțu l-a mutat imediat din școală. Ba mai mult, s-au mutat din oraș și l-a înscris pe Nuțu la o școală din Brașov. Ei bine, 15 ani mai târziu, învățătoarea a suferit o serie de 2 infarcte miocardice. Medicii au sfătuit-o să se opereze la cel mai bun medic din țară, în Brașov. Fiind singura șansă de reușită, învățătoarea s-a înscris pe listă la clinica din Brașov. Operația a fost o reușită, aflată în salonul de terapie intensivă. După o operație care a durat mai mult de 6 ore, învățătoarea a deschis ochii și prima imagine pe care a văzut-o a fost chipul unui tânăr doctor care o privea și zâmbea. Dar câteva clipe mai târziu, privirea i s-a încețoșat, chipul i s-a învinețit, s-a zbătut puțin și a murit. Doctorul, îngrozit de moartea subită a pacientei și neînțelegând cauza, s-a uitat împrejur și atunci l-a văzut pe Nuțu, omul de serviciu al spitalului, care deconectase instalația de terapie intensivă pentru a-și băga aspiratorul. Doar n-ați crezut că Nuțu ajunsese medic.